Bună seara, prieteni! Este ora 21 și suntem live aici pe Facebook, așa cum am fost și aseară și alaltă seară de o săptămână încoace. Așa cum v-am spus aseară, pardon, am terminat rețetele care sunt... Deci, așa cum v-am spus și aseară, am terminat cu rețetele care au fost făcute de mine pentru toamnă-iarnă și din această seară încep să vă vorbesc despre alte rețete pe care eu le-am făcut. Astăzi, pentru că a fost weekend, m-am gândit să fac ceva dulce, să fac ceva bun. Și m-am gândit să fac o plăcintă cu carne super delicioasă. De data aceasta nu am postat-o, o să o postez după emisiune pe toate canalele mele. Am zis să o las să vă fac o surpriză și după ce voi termina această emisiune, am să postez și pe canalul de YouTube și pe rețeteculinaregustoase.ro și pe, de ce nu, în ultimul rând, pe grupul meu de Facebook. Deci, haideți să începem cu această rețetă, deci plăcintă cu carne super delicioasă. Să începem cu începutul. Pentru început, să vedem care au fost ingredientele care au stat la baza acestei rețete. Am folosit 500 de grame de carne tocată, pe care, bineînțeles, am luat-o de la market. Am luat două pachete de foi de aluat de foietaj de 800 de grame, o ceapă albă, două lingurițe de piper măcinat am folosit, ulei și, nu în ultimul rând, două linguri de pastă de roșii cu ardei iute. Am vrut să pun pastă dulce, dar m-am răzgândit și am zis că un gust mult mai interesant și mai apetisant este această pastă de roșii cu ardei iute, pastă pe care tot eu am făcut-o. Foarte ușor de făcut, ardei iute, cu roșii, conține și roșii, ulei și puțină sare. Și e nemaipomenit, ca fiert și așa mai departe. Bun. În prima dată se curăță ceapa, se spală. De data aceasta ceapa, fiindcă a fost numai o singură ceapă, n-am mai dat-o prin robotul de bucătărie. Am tăiat-o cu cuțitul, bucăți micuțe, și am lăsat-o deoparte. După aceea am luat o tigaie, am pus ulei și am pus ceapa la diftuit în tigaie. Bineînțeles că am continuat să amestec și când ceapa a devenit puțin gălbui spre maroniu, am pus cele două linguri de pastă de roșii cu ardei. Le-am amestecat și pe ele și, nu în ultimul rând, am pus carnea tocată, care în prealabil a fost la dezghețat, am pus-o și pe ea în tigaie. Am continuat să amestec foarte bine, ca să nu se prindă și, bineînțeles, că am pus și piper. Am amestecat întreg conținutul. Și când am constatat că acest conținut este deja prăzit așa, cum îmi place mie, puțin mai rozaliu așa, am oprit focul și am pus într-un castron întreg conținutul și l-am lăsat puțin să se răcească. În acest timp am luat o tavă și am avut de ales între a pune niște margarină sau unt în tavă ca să nu se prindă foietajul de tavă sau să pun o
o coală dintre aceea foaie de copt. Am pus o foaie de copt, după care am venit cu prima foaie de aluat de foietaj și am pus-o în tavă. După ce am pus această foaie, am continuat să pun toată carnea pe care am pregătit-o și, bineînțeles, că am întins-o pe toată suprafața care era a tăvii și am așezat-o foarte bine. După aceea am venit cu cea de-a doua foaie de aluat de foietaj și am pus-o și pe ea deasupra și am terminat de făcut această plăcintă. La final am dat găuri din loc în loc cu furculița pentru că atunci când este pătrunsă plăcinta de căldură să poată să fie pătrunsă și în interior, nu numai la suprafață, că așa este bine. Și pentru ca plăcinta să o pot tăia foarte bine, deja am schițat, să zic așa, cele patratele respective de plăcintă cu cuțitul și acele forme, ca atunci când să o scot din cuptor, să poți să o tai foarte bine, că așa dacă nu o aranjezi de la început, e mai greu să o tai și risc să se rupă foaia. Deci, după ce am terminat de făcut această operațiune sau aceste operațiuni, am introdus plăcinta la cuptor, după ce în prealabil am încins cuptorul la o temperatură de 120 de grade și am dat-o la foc mediu și am ținut-o cam 50 de minute, 50-55 de minute ca să se facă foarte bine. Pardon. Modul de preparare, timpul de fapt de preparare aceste plăcinte a fost cam de 30 de minute, iar pentru coacere cam în jur de 50-55 de minute. După ce am terminat de copt această plăcintă, am oprit aragazul, am scos-o tava și am lăsat puțin să se răcească, foarte puțin, după care am proporționat-o așa cum deja o schițasem de înainte de a o introduce la cuptor. O să vedeți și dumneavoastră pe farfurie, dar am să încerc să pun și întreaga tavă, să o vedeți și pe aceea și sper că e o plăcintă foarte bună, eu am gustat-o și e nemaipomenită. Ce să vă spun, această plăcintă, pentru că este o plăcintă cu carne, merge foarte bine cu o bere. Bineînțeles că n-am ratat ocazia și am băut această bere cu această plăcintă. Problema se pune că atunci când îți dorești să faci ceva, trebuie să-ți dorești neapărat și totul va ieși bine. Așa cum v-am spus, am făcut și plăcinta cu brânză dulce și cu stafide. Aceea este rețeta pe toate canalele, dar am să vă povestesc despre această rețetă cât de curând. Pentru că tot am spus de canale, haideți să vă spun că dacă dumneavoastră vă place ceea ce vedeți sau ceea ce eu postez, am rugămintea să intrați și să vă înscrieți pe canalele mele, canalul meu de YouTube, Marin Dorel, sau Piridușul Dodorel, mai concret, pe site-ul meu rețeteculinaregustoase.ro, pe iar
încă un site, rețete culinare interesante, blogspot.com, și de ce nu, în ultimul rând, pe grupul meu de pe Facebook, Marin Dorel, rețete culinare gustoase. Așa cum v-am spus de fiecare dată, dacă doriți în acel grup să postați, am rugămintea la dumneavoastră, dragi prieteni, să postați nu numai o imagine cu o farfurie sau eu știu ce, și să postați și ingredientele care le-ați folosit la prepararea respectivei mâncări și modul de pregătire al mâncării respective, al prăjiturii sau mai știu eu ce postați dumneavoastră. Dacă puneți numai o singură imagine, cu siguranță voi șterge acea imagine, pentru că, așa cum v-am spus, și cum dumneavoastră doriți să copiați sau să înțelegeți o rețetă de la altcineva, așa și alte persoane care intră în acest grup să găsească rețeta completă, cu ingrediente, cu modul de preparare și așa mai departe. Deci, aceasta a fost emisiunea din această seară referitor la plăcinta cu carne. Imediat după ce am să ies din emisiune, am să o postez pe toate grupurile, pe toate rețelele mele, inclusiv filmul, că am făcut și un videoclip, așa, va fi postat pe YouTube și am să-l repostez și pe aceste canale. Doamnelor și domnilor, așa cum îmi place de fiecare dată să vă spun, mâine seară voi fi iarăși în direct cu dumneavoastră, tot la orele 21, și nu ratați acea emisiune, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Voi avea din nou o rețetă surpriză pentru dumneavoastră și sper că o să vă placă. Eu am fost pentru dumneavoastră Marin Dorel, alias Dodorel 62, și vă mulțumesc că ați stat cu mine până la această oră să vedeți această emisiune și sper că nu v-am dezamăgit. Vă pup, vă îmbrățișez și să aveți o seară cât mai plăcută. Și nu uitați emisiunea de mâine seară, că nici nu știți ce pierdeți.